Dacă apostolul Pavel plângea, cum am văzut, din cauza păcatului acestor oameni, care aveau în ei creștini doar numele, el mai plângea și din pricina efectelor neplăcute ale purtării lor, căci el adaugă cu multă energie, ei sunt vrăjmași ai crucii lui Hristos. Da, Pavel, tu ai spus adevărul, fără îndoială ateul și necredinciosul sunt dușmanii crucii Dumnezeului tău. Batjocoritorul care aruncă blesteme, profanul, sângerosul Irod de asemenea, dar vrăjmași în toată puterea cuvântului, ai acestei cruci sfinte, soldații de elită ai armatei lui Satan, sunt creștinii farisei, acoperiți în exterior cu albă mantie de evlavie, dar pe dinăuntru îmbâxiți de fără de legi, cu sufletul putred. Îmi pare că urmând pilda apostolului, fiecare copil al lui Dumnezeu ar trebui să verse lacrimi fierbinți la gândul că cele mai aspre lovituri date Evangheliei provin de la cei care se socotesc a fi ucenicii lui Hristos. Ar trebui să ne cuprindă o durere fără seamăn, văzându-L pe Iisus rănit în fiecare zi de cei care pretind că sunt ai Lui. Priviți-L pe Mântuitorul meu cu mâinile și picioarele însângerate. O, Iisuse al meu, Iisuse al meu, cine a făcut să curgă iarăși sângele Tău? Ce înseamnă rănile acestea și de ce ești așa de trist? Sunt rănit, răspunde el, cine crezi că mi-a produs aceste răni? Desigur, Doamne, că ai fost lovit de cei ce locuiesc în casa violenței și asupririi, ai fost rănit de cei ce se așează pe scaunul batjocoritorilor sau în adunarea celor nelegiuiți. O, nu, zice Iisus, am fost rănit în casa prietenilor mei, în casa celor ce mă iubeau le-am primit. Aceste răni mi le-au produs niște oameni care poartă numele meu, care se așează la masa mea, care înșiră legile mele, ei m-au răstignit din nou și m-au dat să fiu batjocorit. Ascultătorii mei dragi, există o mârșăvie mai mare decât aceasta? Să-L răstignești pe Hristos, să-L dai spre a fi batjocorit și cu toate acestea să susții că ești prietenul Său, aliatul Său? Vai, și acest lucru este la ordinea zilei! Istoria povestește că pe când Cezar mai răsufla sub loviturile ucigașilor săi, Brutus, cel mult apreciat și iubit de împărat, se apropie în plinul senatului spre a-i da lovitura de grație cu pumnalul. Acoperindu-și capul cu mantaua și izbucnind în plâns, Cezar exclamă: Și tu, fiul meu, Brutus? Tot așa, frații mei, dacă Domnul Iisus Hristos ar apărea în mijlocul acestei adunări, n-ar zice El multora dintre voi, învăluit în tristețe sau cuprins de o dreaptă indignare: Și tu care te-ai strecurat în biserica mea, tu care te numești ucenicul meu și tu mă lovești? Dacă trebuie să fiu învins pe câmpul de luptă, apoi să mă biruie dușmanul, dar nici de cum să mă trădeze aliații. Dacă cetatea pe care sunt gata să o apăr până la ultima picătură de sânge va fi luată, fie ca dușmanul să intre în ea trecând peste cadavrul meu, dar încă o dată spun, nu prin mâna trădătorilor mei, căci dacă soldatul care luptă cot la cot cu mine mă va vinde inamicului, inima mea va primi două rând de moarte, prima înfrângerea, a doua trădarea. În timpul războaielor religioase purtate de frații noștri din Elveția pentru a-și menține libertatea, un pumn de protestanți apăra cu mult curaj un defileu în fața unui corp de armată considerabil. Când văzură pe frații lor, pe prietenii și tovarășii lor de arme, umcați secerați de gloanțe, cei câțiva supraviețuitori, deși epuizați la maximum, leșinați și secătuiți, au continuat să lupte cu eroism. Dar deodată se auzi un strigăt grozav, un răcnet fioros. Ce se întâmplase? Dușmanul făcuse o spărtură și acum înainta năvalnic să facă una cu pământul mica ceată de reformați. În fața acestei priveliști înspăimântătoare, comandantul s-a înfiorat și a fost cuprins de furie, dându-și seama că un trădător, un laș protestant, îi vânduse pe frații săi dușmanilor neînduplecați. Și atunci, întorcându-se către oamenii săi, cu disperarea omului care nu mai are nimic de pierdut, a ordonat: înainte! Și ca niște lei care urmăresc prada, acești viteji s-au aruncat înaintea dușmanului, gata să moară, pentru că unul dintre ei lor îi trădase. Frații mei, un astfel de sentiment trebuie să pună stăpânire pe viteazul ostaș al crucii când vede pe unul dintre tovarășii săi de slujbă, dezonorând rapelul comandantului său și trădând cauza lui sfântă. Eu n-aș șovăi să-i o spun pe față: tu nu ești un dușman declarat, ci un prieten fals. Satan știe că poate face mai mult printr-un singur demon înăuntrul bisericii decât printr-o mie în afara ei. Să nu ne pese de atacurile celor de afară, dar să ne concentrăm toată atenția asupra lupilor răpitori care vin la noi îmbrăcați în haine de oi. Împotriva lor, vestitorii Evangheliei, cuprinși de o sfântă indignare,
trebuie să rostească grozavele judecăți ale lui Dumnezeu și pentru aceștia trebuie să verse solii Evangheliei cele mai amare lacrimi, căci iată oamenii care sunt cei mai periculoși vrăjmași ai crucii lui Hristos,